Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Foarte mulți m-ați rugat să jucăm GTA 5, așa că astăzi o facem. Astăzi am instalat un mod foarte, foarte, foarte mișto cu motocicleta din Tron. Dacă n-ați văzut filmul Tron, e un film foarte, foarte mișto. Stai că nici eu nu l-am văzut, căcat. Știu că e ceva cu lumini și cu motocicliștii ăștia pe chestiile astea foarte, foarte, foarte șmechere. Iar noi astăzi vom face două mape din astea cu rampe pe motocicleta asta. Hai să vedem ce iese. Bun, foarte mult mi-a zis: Gami, când mai faci gaming? Că vai că nu mai faci gaming. Uite că facem acum și facem un episod super blană. Bun, avem grijă. Pe aici, nu! Mamă, pe bune, cât de idiot sunt. Bun, dubla 2, încercăm din nou. Sperăm că nu o să mai murim așa din prima. O să fim puțin mai precauți aici și nu o să-i mai dăm full YOLO. Ba da, full YOLO. Stânga, bine, hai la stânga. O, ce? De ce? Pe bune, a căzut chestia. Cred că nu trebuia să o luăm la stânga. Am trecut de partea aia. Hai să încercăm să nu murim. Deci o să trecem prin căcaturile astea, pentru că pe altundeva n-avem pe unde. Și se pare că am mers pe unde trebuie. Minunat, superb. Deci dacă nu făceam partea aia, deci efectiv mă aruncam pe geam în secunda 2. Dar e ok. Bun, hai să vedem ce ne-a mai pregătit acest traseu. Niște sărituri din astea easy pentru noi, ce pot spune. Cine n-ai, mamă, sună pe Skype. Bun, perfect. Trecem, bă, da, motocicleta asta e cât o casă, frate. Uitați-vă și voi la roata din spate, e cât un tractor. Cred că dacă încerc să parchez asta în București, frate, îți ia 10 ani. Bun. Hai să trișăm noi un pic, să o luăm pe aici. Nu vă așteptați la asta, nu vă așteptați. Bun. Antenă parabolică, aici ne dăm direct la Pro TV. Șoc, șoc și groază. YouTuber care nu face nimicuri. Și atât. Bun, urmează rampele astea. Ok, Can I fucking die, please? Can I fucking kill myself? Aici unde am făcut noi pe șmecherii și am trișat, mare chestie ce am făcut. Fuck. Să mor tu. Frână, uite așa, uite ce frumos. Acum hai să dăm cu spatele. Frumos. După 200 de ani am trecut de partea aia. Minunat, superb. Trebuie să fac stânga, oare să mă mai încred? Bun, trecem pe aici, dacă cad mă sinucid. Oh, nu, o să se ia lumea de mine. Bă, ești, ai făcut o mare cacofonie. Da, știu. Opa, așa. Băi, treci mă, bă, frate, zici că ai căruță. De ce mie, no? De ce? Așa, deci unde rămăsesem? A, da, am făcut mapa, doamne, deci m-am chinuit să o fac de 700 de triliarde de... Glumeam, am luat elicopterul. Bun, aici, hai să vedem să... Poate că nu mai sărim. Hai de capul meu, ce e aici? Mă simt, frate, ca la Mamaia, la Monta, în Rusia. Uitați-vă cât de extrem e. Și acum vine partea cu viteză și prin apă. Mai ceva ca la Mamaia. Oh my god. Bun. Era să cad, nicio problemă. Și văd finish-ul. Oh, nu, văd finish-ul. Mare finish ce am dat, super. Bun. După lupte seculare și 5 războaie, putem să facem și a doua mapă, care sper, doamne, să nu mai dureze cât a durat asta, pentru că mai am un pic și mă sinucid. Dacă nu pui frână, așa mă. Haide! Doi! Așa, bun.
Ok, pare promițător, pare promițător. Să sperăm că nu o să fie greu să ne căcăm pe noi. Hai că momentan e bine. Da. Ok, ok, ok. Hai că încet, încet urcăm. Nu-i problemă, nu ne grăbim. No, nu e grabă deloc. Superb, și acum avem wall ride. Că de ce nu, ia uite. Așa e că am cea mai potrivită mașină pentru wall ride. Mașină, mă rog. Vehicul. Căcaturile alea cad? A, nu. Ok, mă speriasem un pic. Ce dracu facem aici? De ce urcăm? Și de ce nu-mi urcă motocicleta pe zid? Hai odată. Așa. Un mic looping loop shit căcat. Așa. Bun. Ne învârtim înapoi. Bă, da, am deja m-am amețit. Bun, haide. Să-ți trăiască familia. No! Trebuie acolo, jos. Aci. Dacă sar între. Ok, hai că. Hai că nu e chiar atât de rău. Trebuie să sar aici, nu? Ai văzut, mă? Amu. Superb, deci am luat rampa nota 10. O rampă de nota 10, gami vă lasă rece. Merge și motoreta asta, frate, ca căruța la deal. Bun. Hai să încercăm din nou. Altă viață, hai că a prins puțin de putere motocicleta mea. Sau nu? Madama, ia uite-o. Băi, asta, băi, ia uite-o. Haide, mă, că nu e chiar atât de rău, se descurcă. Urcăm din nou pe peretele ăsta pentru a 100.000 oară. Mă rog, a doua oară. Fie vorba între noi. No. Te rog. Ok, ok, e bine, e bine. Din nou aici, haide, mulțumesc. Să-ți trească familia, dar de ce, de ce mă duci prost? Dacă e să cad... Ăla e! Perfect, până ajunge motoscârța asta sus, frate, trec 700 de ani. Hai odată! Gata, mă. Băi, înțelegeți, nu trebuie să o iei cu forță, trebuie să vorbești frumos. Hai odată, mai repede! Vedeți? Și am urcat. Bun. Bun, urmează de nou un ăsta dubios. Iar urcăm pe 500 de pereți. Era să cad, deci să mori de nu mă omoram. Asta e tot? Pe bune? N-are, bă, cum? Stai puțin. Ok, 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 hai să vedem. Aici e începutul, da? Uite, hai să aterizăm noi acolo imediat după panta aia care mi-a 10 ani să o urc, ok? Că am urcat-o de două ori, parcă, sau o dată. Și nu mai am chef. Ne luăm o motocicletă. Pam, a dispărut și elicopterul. Foarte drăguț din partea lui. Facem dreapta și mergem. Hai să vedem că poate nu mai sărim din mapă. Nu? E foarte drăguț. Bă, frate, dar chestiile astea, băi, ești nebun la cap. Ia uite-mă. Băi, mâncați-aș gura aia, mă, să-ți o mănânc. Băi, băi, deci mapa asta e incredibilă, mă. Bun, deci am urcat și noi foarte legit panta aia. De ce n-ai bai mie un elicopter în drum? Nu înțeleg. Hai că poate ne iese. Hai că poate nu dau un pumn la monitorul ăsta. S-ar putea să dau. Da, superb. Superb, n-am viteză. Ce-ți puteai dori mai mult? Am văzut că e foarte greu cu motocicleta, așa că am zis, hai să ne creăm o mașină și să încercăm să mergem cu ea. Poate ne iese. Nu știu, vedem. Deci, practic, am urcat panta aia imposibilă și acum avem o mașină, un BMW M4, pe care îl pregătisem eu inițial, dar am văzut că, bă, mapele astea nu prea-ți dă mașină. Dar s-ar putea să fie... Sau nu, deci efectiv mai am un pic și mă sinucid. Păi, că doar noi nu trișăm, pentru că trișorii nu câștigă. Deci nu se poate, nu se poate. Odată n-am viteză, odată n-am...
Nu, nu mai vreau să mă chinui, nu, deci să mor, eu omor toți neuronii, deci cred că după video ăsta am rămas cu neuronii pe minus. Bun, dragi copii, astăzi vom face un exercițiu de imaginație. Practic, eu, alături de voi, ne vom imagina că am trecut de partea aia, ceea ce nu am făcut. Deci e foarte simplu. Trebuie să urc pe căcatul ăsta și să cobor de pe el. Mare căcat, nu? Uite că e mare căcat, că eu n-am putut. Bun, deci am ajuns aici unde n-am reușit eu. Ideea era să iau un pic mai la dreapta. Cred că mai trebuia să merg la dreapta 2 cm și găseam chestia asta. Și mi-am pierdut 20 de minute căutând. Superb, superb. De ce dracu am căzut? Deci de ce? Vreau să-mi explici acum de ce am căzut. Că n-am făcut absolut nimic, efectiv. Nu mai pot. Deci la fiecare mic căcat cădeam. Și mă enervează chestia asta de mor. Bun, cam asta și cu acest episod. Eu am fost Gami. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Orașul respiră prin mine acum. Orașul respiră prin mine acum. Orașul respiră prin mine acum.